Contul zilei este despre cum puteți, atenție, să nu plătiți rata bancară timp de aproape un an și ce trebuie să faceți ca să beneficiați de asta, însă trebuie să fiți foarte atenți, sunt și efecte, veți plăti mai mult după, vă explic chiar acum. Trebuie să mergeți la bancă și să vedeți dacă vă încadrați. De obicei o să vă ceară să îndepliniți niște condiții, cum ar fi să nu aveți restanță la creditul pe care îl aveți, să zicem un credit de casă, să nu fie avut restanțe în ultimele 6 luni pentru alte credite, să nu fie amânat rata mai mult și să nu beneficiați de un plan de restructurare în aceste momente. Însă vin către dumneavoastră, domnule ministru, și am luat o simulare aici, un credit de 250.000 de lei, rata acum 2.500 de lei. Dacă vrem să amânăm pe 9 luni, se strânge o dobândă de peste 10.000 de lei. Practic, această dobândă se va împărți pe următoarele 60 de luni și rata mea, de fapt, va deveni 2.675 de lei pentru următorii 5 ani. Este, să spun așa, un colac de salvare pentru oamenii care își pierd locul de muncă în aceste momente, care, nu știu, au reduceri de salarii? Sigur că cea mai bună soluție ar fi ca să-ți rambursezi împrumutul, că nu se știe și cu dobânda de politică monetară dacă nu va crește și va crește și roborul. A doua, într-adevăr, ar fi o restructurare dacă, într-adevăr, pentru beneficiarul creditului este o perspectivă ca să nu-și piardă locul de muncă. Dar ar trebui și totuși să fie o negociere între bănci și client sub supravegherea băncii naționale, pentru că băncile au încasat dobânzi foarte mari, au obținut anul trecut un profit de 2-3 ori mai mare decât înainte de perioada de criză. Și trebuie să ne facem calculele foarte bine, domnule ministru, pentru că de la o rată de 2.500 de lei, poate te încântă că timp de 9 luni nu mai plătești rata respectivă sau poate chiar te ajută timp de 9 luni. Dar să nu fie dobândă la dobândă. Dar când începi să plătești, iată, rata îți crește cu 175 de lei în exemplul nostru față de cât e acum. Trebuie să îți faci bine calculele. Da, și orice amânare are și un risc, că nu se știe ce se întâmplă în perioada următoare, că nu observăm o reducere a dobânzilor. S-ar putea băncile, prin faptul că au depozite foarte mari, să reducă dobânzile chiar să nu mai țină cont de robor. Pentru că dacă băncile au lichiditate, Banca Națională le sancționează și ar trebui să dea chiar cu dobândă negativă, pentru că băncile comerciale n-au voie să țină lichidități în cadrul băncilor. S-ar putea să fie o altă politică a băncilor de a merge pe plasarea de capital, de împrumuturi, pentru a nu rămâne cu lichiditățile. Și băncile vor avea o problemă legată de lichidității, deplasarea lichidităților. Mulțumesc mult, domnule ministru, deci trebuie să vă faceți calculele foarte bine. Mulțumesc pentru intervenția la